Vă salută Nelson Mondialu. Vă pup, mă. Vă țuc, mă. Nelson Mondialu. Flora și fauna YouTube-ului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, vă țug, mă, și auziți aici, mă, ce se întâmplă în țara asta, mă? Auziți artistul Nelson Mondialu ce vă spune? Bă, băieți, bă, eu m-am văzut că voi comentați aiurea, mă, la clipul ăla, cu votul, unde a zis, stați acasă, mă, dacă nu cunoașteți politică. Eu auziți aici ce vă întreb eu pe voi. Tu, dacă ești croitor, te pot eu pe tine pune să răghici un gard? Ha? Să răghici un zid? Dacă ești croitor, te pot eu pune pe tine să tai un porc? Să-l pregătești, tătătăt? Pe ce tăt vorbiți, băi, oameni, mă? Mă, voi ați văzut cine merge la voturi, mă? Mă, voi ați văzut unde să vinde țara, mă? Mă, i-ați văzut plin cu plesă, mă, cu umbrele, cu miciurea, cu berbă, mă, băieți, mă. Îmi spuneți mie că eu sunt incult. Păi fiți atenți aici, pe ăștia cu școli care aveți și voi 12 clăs, aveți facultăți și stați pe spatele la părinții voștri că n-aveți de lucru sau sunteți pe undeva pe străinătate, rupeți castraveță cu gaoza, cu nevestele voastre, culegeți omiz, culegeți să știu eu ce din ele roșii, căpșunele și alte mere și struguri și știu eu ce manevre pe acolo, pe câmpuri. Că noi n-avem pământuri de lucrat. Păi tăceți din gură, mă, cu ce sunteți voi mai capabili ca mine, mă? A? Cu ce sunteți, mă? Ce știți voi să adunați, mă? Ce știți voi să adunați? Păduchii? Nu puteți să-i scoateți la radical. Nu puteți să-i băgați în... acoladă, să zice, sau ecoladă? Păi ce lacu, mă? Ce să știți voi, mă? Sunteți voi mai deștepți ca mine, a? De-aia v-am spus și vă repet. Țara dorme. V-am spus de atâtea ori. Imnul României, deșteaptă-te, române! Nu-i ca la alte țări! Noi suntem victorioși, noi suntem primi în lume! Nu-i ca la alte țări! Trăiască știu eu cine și ce se cântă în țările lor! La noi, deșteaptă-te, române! Înțelegeți? Deci, mă, băieți, mă! Voi n-aveți cum să mă faceți pe mine incult! Ciodată eu dețin 7 canale YouTube! Peste 7.000 de clipuri. N-aveți cum să mă faceți incul, mă. Înțelegeți? Voi sunteți aia care mă faceți. Voi nu aveți curaj să vă puneți poza voastră originală la pagina de YouTube sau la pagina de Facebook când lăsați comentarii. Vi frică, trăiți în întuneric. V-am spus de atâtea ori. Înțelegeți? Eu n-am zis să nu ieșiți la vot. Ieșiți, domnilor! Ieșiți! Dar uitați ce propagandă se face! Se postează, v-am spus, numai oameni săraci. Și zice așa, ieșiți la vot să schimbăm traiul acestor oameni. Să schimbăm traiul românilor. Păi, oameni, bă! Păi dacă vin vremurile ale să se schimbe traiul celor săraci, să fie bine, cei bogați trebuie să coboare din piramida de unde ies din vârf, să coboare jos. Înțelegeți? E greu. E greu. Nu vă duce mintea nici doi pași, mă. Nici doi pași, cum făceam eu când am fost rupt de bază. Un pas în față, doi în spate. Dar eu tot am ajuns acasă. Înțelegeți? Dar voi ne ajungeți acasă. Voi stați în străinătate, eu v-am spus de atâtea ori. E foarte greu. Numai că locuiești într-un cartier și trebuie să te muți în alt cartier
Dar nu că te muți într-o vilă în alt cartier. Și de te muți într-o vilă în alt cartier, dacă ai crescut în cartierul respectiv, vii înapoi la terasele unde ai stat, la, să-ți vezi practic, să mă, da, păi să mergi într-o țară și nu așa, să mergi cu buzunarele goale, îngândurat și la muncă. Bă, băieți, mă, fiți mai capabili, mai apți. Înțelegeți? Eu știu că ăștia care a scris sunteți instigatori. Dar eu v-am spus, clanță la toți. Clanță la toți. La mine nu mi-are cu instigăreala. Sunt mai șmecher. Vedeți că vă sunt chef de atâția mari de aia. Nici. Bere nu, dacă eu îi dau cu șampanie. Pentru că nu, eu nu mă duc la vot. Înțelegeți? Voi nu observați de atâția ani să ieșim la vot să schimbăm ceva în țara asta. Măi, oameni, mă, nu-i odată sau de două ori să zici că se greșește și a treia oară să repară? Eu știu de câte ori. Cred că e de o groază de ori. Înțelegeți? E de o groază de ori. Păi și atunci aceeași vrăjală. Apa, aerul și ni, draga, fraier. Voi n-ați văzut că au vorbit? Cine au vorbit? Bă, Nelson, ăștia-s comuniști. Ăștia ne omoră, ăștia. Păi măi, oameni, ăștia au cea mai mare forță și putere. Cum o are dacă voi nu i-ați ales? Cum o are? Și încă ceva, v-am spus de atâtea ori, pe vremea comunismului, tot săracul a văzut. Impozite, nici habar n-avea lumea de impozite. Nici habar n-avea lumea de impozite. Gropi pe stradă nu prea erau. Drumul era pietruit. Era pietruit cu piatră din aia, am uitat cum să zice, dar știți voi ce vreau să zic? Era pietruit cu piatră din aia, să auzi? O scos piatra aia afară. Ca să vedeți, o fura și drumurile comuniste, mă. O fura și drumurile granit, din ce erau? O fura și drumurile comuniste, mă. O scos piatra aia valoroasă afară, rezistentă. Care a mai văzut-o, a mai văzut-o, nu știu pe unde, prin Budapest am văzut așa ceva. Deci chiar aia rezistentă și-o luat-o ei, stați liniștiți. Și-o făcut ei ce trebuie, pe acolo, pe unde a fost rânduiala. Înțelegeți? Și-o băgat rășină din aia acestă, bitum, care dacă vine un fric și îngheață și după aceea vine ploaia, e groapă. Deci, domnilor, nu vreau să zic, e frat, abri și urzine. Înțelegeți? Nu vreau să zic. Nu vă puneți voi cu mine. N-aveți șansă niciodată în viață. Deci, fraților, uitați! Lumea bună, televiziunile, emisiuni câte vrei tu, că deja au depășit, eu depășit pe americani câte canale TV avem. Și fiecare canal TV are 4, 5, 6, 10 emisiuni și și-o băga oamenii lor, mă. Oamenii lor și-o băgat în emisiuni. Îi trimite în vacanță ca să facă show, să vedeți voi la televizor, îi trimite până ferme, îi trimite până din alea de dragoste, îi trimite bani, bani, bani. Înțelegeți? Că-s de-a lor. Și pe voi vă trimite unde? La muncă. Măi, la muncă, măi, nu l-a întins mâna. Înțelegeți? Păi și atunci cum vreți voi să fiți deștepți și capabili dacă voi nu ascultați? Voi nu ascultați. Voi nu mai vorbiți fără să vă dați seama.
Hai, domnule, să ieșim la vot. Să numărăm voturile. Fiii, la două puncte s-a dus pe sfârlă. Bă. Și chiar, eu v-am spus, măi, v-am dat de o groză de ori explicații. Unde-s niște forță și puteri. Aia nu o să se mânce între ei niciodată, mă. Aia o să joace teatru și o să trăiască să mânce gura la fiecare. De pe ce? De pe spatele? La aia care stă și ascult. Ioi, seara, bătaie! Ioi! Nu, acum, ei câștigă. Deci de pe spatele? Nii! Eu nu mă duc la voi să primesc mii și bere. Eu mă duc și cumpăr. Înțelegeți? Are tata Miciulea. Are tata ar muștar. Eu mă duc și cumpăr, măi. Chiflă. Păi, domnii mei, eu nici nu aș vrea să mai vorbesc de politică, dar vă spun drept. Deschid Facebook-ul, mă uit pe Facebook și când văd atâtea postări pusă cu un tupeu extravagant. Dacă eu dau și eu perfectă dreptate, pentru că cineva a scris, Nelson, tu ai, dar dacă n-ai avea, ai vinde-o și pe măta. Măi, omule, auzi să-ți spun ceva. Tu, ca, știu eu, cu o profesie, cu o carte de muncă, dacă nu ai loc de muncă, dacă nu ai nimic, ce faci? Te-a pus să-ți vinzi din casă tătătăt, să trăiești? Ai accepta să primești mită, să votezi un partid, că ăla bun, partidul bun, nu o să te mituiască niciodată. Doar ăia care li-i frică. Exact cum americanii caută să se întovărășeze cu mai multe țări din Europa, înțelegi? Așa fac și ăștia din politică care li-i frică că pierd voturile. Dă bere, dă mici, mai își alege câte unul care are 50 pe lângă bloc, ia-i mai după tine, dă-le câte un milion, ți-ți dăm 10 și ia-i și adă-i. Înțelegeți? Deci, vorbesc că americanii așa și pe din colț, că li-i frică de tata pe nimai pe ruschi. Înțelegi? Deci asta e fără discuție. Dar nu intrăm noi în detaliile astea. Și atunci, tu ai merge, ți-ai vinde. Nu trebuie să te gândești la tine pe moment ca să ai ce să bagi în gură. Trebuie să te gândești la ăia din urma ta. Ai mere să-ți vinzi, măi, familia, mă? Nu, mă. Te duci dincolo, că aici n-ai șansă. Pentru că nu trebuie mai mare dovadă decât să vezi asta, că tu ai făcut o infracțiune și te-o umflat. Exact bine că mi-am amintit să vă spun ceva. Te-o umflat cu câțiva ani de pușcărie și ăștia alți care au făcut de acolo de sus infracțiuni grele, ca nu știți și voi tăți, uite-te că mulți nici nu li se mai aude numele, alții au plecat pe dincolo cu sute de milioane de euro. Înțelegi? Și așteaptă să le dea un decret, o amnistie. Ați înțeles? Și atunci, decât să o săvârșești fapt aici, mai bine te duci afară. Dacă nu ești de meserie și îți faci acolo, uite românii, cum o mărs în Austria, așa să șapte bancomate. Băuf! De-i prinde, îi prinde. Dar de nu-i prinde scarz. De nu-i prinde scarz. Înțelegeți? Dacă nu ești apt pentru așa ceva, du-te-mă la muncă, mă! Și muncește, dar nu-ți vinde țara. Și la vot ți-am zis, n-ai tu ce să cauți. Dacă nu le ai cu politica, mă, ce să votezi tu dacă nu știi politică, mă? Ce să votezi? Ha? Uitați, caz concret astăzi. Cum îl cheamă pe ăla de la Brașov?
care și-o strâns bunica de gât. O mazilito. Am uitat cum îl cheamă. Auzi? De fapt ai făcută. Omul e arestat. Milionar omul. Și au vrea să spun post TV. Leane, cum îi cheamă pe ăla? Căsăpescu, sau știu eu. Au zis astăzi pe un post TV. Mă era să tic jos. Domnul Căsăpescu, au zis, mă, este sub stare de arest? Domnul Căsăpescu, mă, sau cum îl cheamă? Deci, domnul, i-o zis, mă, pentru că e milionar în euro. Înțelegeți? Și poate omul mai are o relație, una alta. Eu zic, domnul, mă, el având o infracțiune de omor, mă, arestat. Păcând la alții care o săvârșit aceeași faptă, dar că nu-i de rang, ucigașul, criminalul, băi, oameni, băi, astea sunt niște chestii care voi nu le băgați în seamă. Nu le băgați în seamă pentru că am omis mai înainte. Dau dreptate. Când e sărac, mai are și de pe masă, când e sărac, ești bruiat. Nu mai calculez bine. Trebuie să fii foarte capabil. Foarte apt. Ca mintea să-ți margă și mai bine. Înțeleg? De parte nu. Și eu am fost sărac. Eu v-am spus. Au fost că am fost zile, mă. Că n-am avut țigări, mă. Bine, nu că am dus lipsă de mâncare. Cu mâncare în ziua de astăzi e nimic, e vax. Că nu trebuie să mănânci numai caviar, numai moluște, numai nu știu ce. Mai are o zamă de picioci, mai are o tocană de cartofi și așa ne-au codiță pe acolo sau doi șorici. E bine. Nu mă are nimeni de foame. Înțelegi? Dar nu m-am apucat să-mi vând. Nu m-am apucat să-mi vând. Și-am zis de asta să găsesc o modalitate, o tematică. Prin care pot evolua financiar. Doamne, e da bine și sănătate, că mere organele bine. Pe asta, bă, și nu am mai tras de mult. Înțelegeți? Și m-am apucat de YouTube, că la ciordeală ne-a fost frică, și m-am apucat de YouTube și am tras tare și am făcut clipuri, mai donații, înțelegeți? Vă mulțumesc la toți care mi-ați donat, așa să-mi ajute Dumnezeu, dacă nu mă rog pentru voi. Nu în fiecare seară, că mai este când uit. Înțelegeți? Dar mă rog, Doamne, dă-vă sănătate și fericire. Să aveți familie frumoasă. Să aveți bucurie în viață. Să trăiți până la dâns bătrânețe fără să aveți bolă. La toți care ne-ați donat și la toți, indiferent că e lista neagră, la toți care m-ați vizualizat. Eu cu voi am reușit de mi-am scos tezaurul. Cu voi am reușit de am trăit bine. Cu voi am reușit de m-am dus în excursii, în coci, în coci. Băi, eu n-am lucrat, voi era nu lucrat. Continuu la școală. N-au, trăiești. Voi nu credeți ce vă spun. Eu adevărul vi-l spun, mă. Înțelegeți? Hm?
că în fiecare muncă e greu. Aia e altceva. Dar dacă tu vrei, reușești. La mine, în clipurile mele, numai câte înjurături mi-o dat mie, câți mi-o luat și mi-o plecat pe o conașă, câți mi-o înjurat pe logo. Înțelegeți? Păste toate astea am trecut, dice, virtuale. Nu poate să facă unul din ăsta, numai din ăia care le-au plecat muierile, nevestele, surorile. Altcineva nimeni. Înțelegeți? Vă spun adevărat? Cum credeți, prătinilor? Oh. Acum a fost la somn și ucar la Nicoleta, la ziua la băiatul ei. Vă salut, tata. S-a stat la masă cu niște persoane pe care nu i-am văzut în viața mea. Dar ei mă cunoșteau de pe YouTube. Mă cunoșteau de la televizor. Și după o jumătate de oră, au zis oamenii ăia, nu toți, dar au fost de ajuns să vorbească doi, care, după cum am observat eu, erau mai înțelegeți, mai răsăriți. Băi, omule, după clipurile care le faci și ce faci în clipurile alea, ai cuvântul meu, până să nu te cunosc acum, eu am zis că ești vreun din ăsta, fleașca, fleașca. Dar mă, omule, tu ești de omenie, mă. Mă, tu ești deștept. Mă, tu ești om de viață. Înțelegi? Deci, pe mine, toată lumea care m-a cunoscut personal știe treaba asta. A, că sunt câțiva cu care am avut pretinii mai mari și nu-i mai vedeți pe-n clipurile mele. Vă știți că se mai spădește muiarea cu bărbatul. Da, păi, pretind din ăștia. A? Eu v-am spus. Ușor, mă, cu fratele meu. Ușor. Eu v-am spus, ți-ai găsit una. Ușor, mă, că-i aerul și respirația și oxigenul tău. Ușor. Nu-i chiar așa. Lumea e perversă. Hm? Lumea e perversă. Câte cazuri am cunoscut prieteni. Amândoi erau săraci. Nu erau nici săraci, dar nici bogați. Hai să mai arăt să bem, să mâncăm. Hai să plecăm acolo, hai să plecăm dincolo, sunt peste tot. Prieteni. La cataramă. Când unul a prins pontul și a ajuns sus, prietenul cu care au crescut și-a umblat încoace încolo, i-a dat șpiță. Înțelegeți? Cazul ăsta, nu numai eu știu cazuri din astea, le știți și voi. Sigur, le știți și voi. Înțelegeți? Sunt multe. Sunt multe cazuri. Eu v-am spus. Asta e mai rău. De când e chifra asta, bot? Astăzi. Ha? E astăzi. De... Nu-i din aia. Nu, e de astăzi, dar nu-i... Pentru că ca nici tipul mi se face în gură. Dar nu-i din aia, mă, că e de altfel. Hmm.
Deci, mă, să țineți cont de la mine. Când ai o pretinie de ani mult, cum prea merg la băute, cum prea merg la muieri, cum prea merg la chef, cu nevastă nu pot să merg la băute, nu pot să merg la muieri, înțelegi, la chefuri așa în ea. Deci, un prieten că l-ai pierdut, un prieten bun, e mai dureros ca și când nevastă ta, amanta, tovarășa ta de viață, mere cu altul și te înșală. Că muieri mai găsești. Muieri mai găsești. Dar prieten cu care ai crescut, evnic, nu o să mai găsești niciodată. Mă ascultați ce vă spune Nărți sau Mondialul și băgați la cap, că de nu băgați la cur. N-am dreptate bot. Ha? Atunci, dragos, băi, cum să mă faceți pe mine în cur. Voi sunteți mai proști ca mine care mă face, sau v-a spus. Am frecat în iubitele voastre, în viața voastră, în oxigenul vostru, în aerul vostru. Păi eu nu mint. Dar cu lombridul ăla ce? Nimic, ai mâncat. A, de să mânc și o costiță din aia. Băi, de la băutul, o costiță numai, că de nu iau blidul și îl spârtec tăt. Da. Hai să mă sărută eu tătă cotițele. Să mă sărut. Da, tătite, nu avem. Încă aia m-o zgărie pe gât și pe cerul gurii, să nu-mi ajute Dumnezeu. Aia cred că o să nu tu iei vreo câteva zile și dăm un cuțit. Să tai grăsimea asta. Vezi, băi, practic. Nu știu ce ai făcut cu cuțitile alea mici. Tu, de ce la dă? Eu, la unde le-ai dus? Ce ai făcut cu ele? Eu știu că de voi nu o să scap niciodată de ăștia care comentați urât. Dar nu numai eu. Nu o să scap pe nimeni. Nimeni nu o să scape. Pentru că ți-ai dat viața asta pe pământ. Cu bunii și cu rele. Important e să fii bărbat, să treci peste ele. Și eu vă mai spun ceva. La ăștia care comentați urât. Exact în karma doare pe mine e ce ziceți voi. Eu dacă vreau vi le șterg, jos comand, dacă vreau vă dau report. Înțelegeți? Exact în karma doare pe mine. Nici să bălângă ea. Dar vă nu vă dați seama. Cum îi doare în karma ăsta din conducere. Cu vrăjarea lor. S-a scumpit barilul, au crescut euro, s-a scumpit și cartoful. A văzut în piață. 5 lei cartoful! Hm? 5 lei a zis cartoful. Hai și tu, prieten, ai iubită. Ești băiat!
Bă! N-aveți pic de perspicacitate în voi. Și de inteligență. Bă, eu nu mă refer la tăți. Eu mă refer la prostime. Eu mă refer la prostime. Ia să vedem care dintre voi ăștia, oamenii de rând, vă permiteți să mergeți seară de seară să mâncați în restaurante luxoase, să mergeți zilnic, mai ales domnile, să vă faceți masaj fascial, să vă faceți părul în fiecare zi, înțelegi? Uite cum arată pe Prodanca și... Deci unde, mă? Astea-s pentru lumea bună, mă! Astea-s pentru lumea bună! Pentru voi arată reclama la chips. Ați înțeles? Arată reclama la chips. Astea-s pentru lumea bună care s-o știu descurca. Dacă nu ei, părinților, dacă nu părinților din bunici, din așa și mai încoace, mai încolo. Înțelegeți? Deci... Cură de slăbire și din astea. Alții n-au ce mânca și alții n-au ce mânca de foame și alții face cură de slăbire, că oamenii trebuie să aibă siluetă spre graș. Bă, fiți cuminți în banca voastră. Fiți cuminți în banca voastră, că să știți că nu mă impancietează comenturile voastre, nu mă dereglează comenturile voastre. Îmi dă forță mai mare, îmi dă putere mai mare. Eu v-am spus în clipurile mele, eu dacă nu văd comentul urât, eu sunt bolnav. Unde-i lista neagră? Unde au dispărut? Cancerușii, zăbălușii, buba neagră. Fă-mă o cafeluță, mama, când eu mă ridic eu de la masă, direct la blind mă duc. Ce cotiță buni, o luat. Direct la blind mă duc și dă-mi jos lumina. Băi, nu vedeți, mă, treburile astea, mă, voi vă bucurați că faceți afară un grătar cu carne injectată. Aia vă bucurați voi, mă. Dacă ai ajuns să te bucuri, voi care ziceți mie că eu mă bucur de mâncare, voi n-ați înțeles mesajul. Dar eu vă spun, nu vreau ca să ating pe nimeni, domnii fei, că la grătare și eu mă duc, la din asta și eu mă duc. Dar eu am posibilitate, dacă vreau de grătare, de animale din alt, din ăsta spațiu aerian, eu de ăla mi-aduc, bă! Mă ține! Cât costă? 20.000 euro! Un grătar din spațiu aerian! Cum? Deci, te bucuri, nu-ți dai seama. Într-adevăr, v-am spus. De-aia lumea... Ce? Poftiți, vă rog. De-aia lumea... Pare de ciudă, nu vrei? De-aia lumea nu gândește pentru că îi dau dreptate la băiatul ăla care mi-a scris: Nelson, dacă tu erai așa, îți vindeai și mama sau îți vindeai... Nu știu, ce v-a s-o referit. Înțelegeți? Eu nu vindem, v-am spus. Dar ai dreptate. Când ești lovit din toate părțile cu băncile, cu lumina, cu alea, ești dereglat. Ești dereglat. Înțelegi? Și ei îți oferă o șansă, o posibilitate să-ți revii. Tu nu trebuie să mergi în străinătate. Iarăi. Mă, că nu vin la mine acasă. Mergi pe stradă, că sunt destule. Bă, alo, bă! De noi oameni, eu vă spun una și bună. Dacă pe mine nu m-ar dure, nu m-ar interesa, nu m-ar lega de cazul ăsta, dar v-am spus. Deschid Facebook-ul și când am văzut postările alea și niște vloggeri, niște youtuberi din ăștia, jiguri penale, care îndeamnă lumea la râpă,
migrează ei. Pentru că eu văd manejul care îi. Înțelegi? Văd manejul care îi. Deci mie migrează ei. Iar cu băiatul ăsta cu accidentul, eu v-am spus acolo, mă, atunci. Am dat variante. El a fost nevestit. Înțelegeți? El a fost urmărit. O luat-o de disperare, cine știe, pe acolo, pe grădina aia. S-a răsturnat. O accelerat și poate a vrut să intre în curte la om. A văzut că este acolo clădire. Înțelegeți? L-a scos din mașină, l-a servit. Omul avea dosarul penal. Deci eu, dacă ar fi fost de două ori arestat pentru marafet, consum, una alta, spacciatore, și scăpam de două ori, la mine până nu să făcea reabilitarea, pe mine nu mă mai vedeai cu așa ceva. No, nici în preajma lor! Nici în preajma consumatorilor! Pentru că în ziua de astăzi, în vremurile de astăzi, prăduiala e în floare. Ești la masă cu 2-3, ăia vorbește, poate tu nici nu i-ai auzit ce-o vorbit. Că mai n-o duci mâna aia să vină, ca fotbaliștii. Înțelegi? Poate tu nici nu i-ai auzit ce-ai vorbit. Ce-o vorbit ei? Ei au vorbit de o afacere cu nasole. Atâta că ai fost la loc. În momentul ăla ai fost și tocul. Și dintr-o întâmplare i-o luat. Și din ei. Cine a fost? Nelson a fost. El mi-a dat. Înțelegeți? Băi, oameni, bă, ei nu calculează, nu stă, nu analizează niște chestii. Deci omul ăsta, puteai să te gândești că-i pe mână cu garda, trebuia să te ai în primire, l-o fi infiltrat într-o rețea, o fi trebuit să facă vreun transport, înțelegeți? Pentru că ciobanul ăla, nu ciobanul care a murit, ciobanul care a dat declarație că au văzut două mașini care au venit, s-au dus acolo și ce-au făcut ei și după aceea s-au sucit, ăla nu s-au sucit degeaba. Nu poți tu să zici încă chiar două mașini. Dole, două mașini am văzut că sunt acolo și no! Înțelegi? Ciobanul ăla cu oile o primit vreo directivă. Înțelegi? Acum, cine știi cine e implicat acolo? Cine știi cine e implicat? Oricum îți grele astea. Nu știu cum mașina aia, au luat-o și-o dus-o acolo, fără să o percheziționeze. Fără să, nu știu, nu, sunt niște chestii care mă depășește. Dar cazul, vă spun eu, ăla a fost servit din greu. Da, ăla a fost analizat. Deci ăla după accident, când a ieșit din mașină sau când l-a scos din mașină, nu era telemule. Ăla încă trăia. Înțelegeți? Și dacă se dădea telefon la ora aia, haideți repede, îl și salva. Bă, nu faci tu accident. Și în accidentul ăla ai toate organele sparte în tine, coloana vertebrală ruptă, coste rupte, du-te mă de aici, chiar dacă nu a avut centură, du-te, vezi de treabă, că dacă vă uitați bine pe partea șoferului, nu e avariată mașina, nu știu ce, e avariată pe partea dreaptă, în partea cealaltă, înțelegeți? No. N-ai cum să... În fine, impacturile sunt periculoase, dar nu știu. Deci așa, băi, prietenilor.
Nimeni, eu n-am zis să nu ieșiți la vot. Ieșiți, dragii mei. Dar, ușor cu mangleala. Ușor cu mangleala. Iohannis a fost foarte pornit să facă treabă în țara asta. Băi, foarte pornit să facă treabă în țara asta. Și s-a tăiat crăcile. Nu pot eu, măi, că partea opusă e foarte mare, mă, și conduce de mulți ani. Nu uitați că încă Iliescu Petre Roman Năstase Țiriac, alo, sunt grele astea. Vine unul nou să... N-ați văzut? Și primărița de la București s-a dat pe tăte vânturile până când săracul a ajuns pe spital. Atenționat-o. Nu-i frumos. Ia un colon, problem. Înțelegeți? Deci, și mulți. Ăla cu ceasul, un alta, închiriere în Austria, tot să mai auzi, nimic. Prietenilor, v-am spus, ca să merg la vot, trebuie să fii în meserie, mă. Da, domnule, ce votez? Votez ăia, îi votez pe ăia. Cunoști legislația, cunoște-le. Normal, mă duc și eu la vot. Voi n-ați văzut ce am pățit când am fost eu la vot. Uite la clipul ăsta, să pun în căsuța ăla, clipul când am fost eu la vot. Voi n-ați văzut ce am pățit eu. Cu japca. Au vrut să mă fure, să mă ăsta. Voi n-ați văzut, mă? Băi, băieți, mă. Eu aș vrea să am numai 0,1% din câți bani să dă șpăși la referendumul ăsta și la voturile alea periculos. 0,01 din tot surplusul să am eu. A? Băi, nu vedeți că s-au luat bani mai de autostrăzi, mă? Și s-au mâncat banii, și-au construit, și-au cumpărat ei pe dincolo, și autostrăzile n-ai. La cine nu-i pare bine să mă duc la Oradea să mă urc pe autobandă și taiu? Să mă duc la București sus pe autobandă și taiu? Sau știu eu până la Constanța, sau știu eu, uite, aia soarelui, naționala soarelui, ce e aia, mă, cavar, Dumnezeu, că am pus soarelui, înțelegeți? Plină de grup, de ele, dar altele, voi nu vedeți? Că în loc de spitale sunt biserici, mă. Biserici, mă. Spitalele sunt nenorocire. Păi și atunci, și asta e de ani, mă. De ani întregi. De ani întregi care românul ies în stradă, mere la vot, mere așa, îl și bătuți, îl și frecați, îl și votează și după aceea plânge. Ioi cât e lumina, ioi cât e aia, ioi cât... Treaba voastră. Analizați-o voi singuri. Atâta vă pot spune. Îți mai deștept ca mulți dintre voi. Și asta se vede. Am o căsuță, am o mașină, am o familie. Îmi mere bine. Dar ce punct de culminante mai vreți? Că n-am vile și palate, că n-am... Băi, omule, nemulțumitului să ia darul. Poate eu sunt mai fericit și mai bucuros ca ăla care are vile și palate. Înțelegeți? Hei! Eu v-am spus. Uite, nu-l sunt pe peștile. Cazuri la televizor, unde vedeai că râde, că glumește, că-i bine, că-i tătătă. Și n-a cazuri grele. Eu v-am spus, nu vă luați după ce vedeți pe un om la televizor sau după ce vedeți pe un om poza pe Facebook, că nu știți ce e în spate acolo niciodată. Nu știți. Uite, a început emisiunea. Îi bagă pe martalojul ăia cu câte 50 de lei pe zi să stea în 4 ore să aplaude, vine asta și te iubesc de nu te vezi. Auzi, te iubesc de nu te vezi.
Asta trebuie să o înțelegi. Trebuie să o înțelegi că e grea. E cu ochiul ăla de pe dolar. Înțelegeți? Pe mine de acolo trebuie să vă dați seama. Am fost invitat de câteva ori în emisiuni. Au văzut că mă duce capul, că nu poate să mă prostească, să mă joace cum vrei. Mi-o dat șpiț. Înțelegi? Mi-o dat șpiț. Cine a fost de acord cu ei, îs acolo, își primește. Uite, i-o băgat în emisiuni, i-o băgat în inele din dragoste sau știu ce-i pe acolo. Și își ia bani, stați liniștiți. Oricum, singura emisiune care m-a făcut să-mi fie scârbă de aia unde cerșuia ăia în India. Dați-ne, vă rog, de mâncare, dați-ne un loc de dormit. Voi vă dați seama ce ziceau indienii, nii românii. Vedea că e emisiune. Dar uite, românii au venit să cerșuiască la noi. Înțelegi? Și noi aici, de-l vedem pe un indian de ăla, nu-i ce urât pute, nici ce urât îi. Mă ascultați ce vă spui. Singura Iulia Vântur, săraca, care iubește pe indieni. Prietenilor, vă țucă tata și să fiți cu minți, mă. Că de la mine aveți de învățat, iar care vă pișați contra vântului, vă stropiți, mă. Înțelegeți? Ce alegeți? Să vă stropiți voi pe voi sau să vă stropesc eu? Uitați la mine ce e. Cât a fost kilul de fasole liană? De la 20 de lei la 17 lei. Uitați, zamă de fasole, bocăni sunt. Vali Văluță știe, bocăni sunt. Zamă de fasole, uitați-o cum e. Ia uitați, fasole verde. Ha? Din coace îmi face fasole din aia cu ciolan, fasole 1, fasole 2. Fasole 1, fasole 2. Vă bag în mersul. Ia uitați. Da. Sărac Nelson. Ioi, rândurile. Sărac. Nilias. Nu. Ce să vă zic altceva, mai prietenilor? Vreți să vă arăt până ce zone am fost? Pe unde am? Nimă! Uitați în 2 ani de zile câte excursii am făcut. Și stați că n-am luat din fiecare oraș sau țară. N-am luat din ăla, că a fost de unde am uitat. Înțelegeți voi cum stă treaba. Vă țuc, mă, și vă iubesc. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Alexandru Lăpușneanu. Fraier Nelson. Nu știe Nelson literatură. Măi, ală măi. Și sănătos tu, 56 de cotolani. Bota-i dreaptă, vreșu.